Alexandra, și tu ești sora domnișoarei... Sunteți prietene bune, aha, vrei să înțeleg, vrei să-ți aduci și ție un cadou. Nu neapărat, m-am liniștit, deci mai dau o tigaie, vine aspiratorul, vrei tu, caloriferul? Dar ce vrei să-ți aduc, moș, draga moșule? Niște coșuri de rupe mai am, dacă multe animale, dar de unde ți te aduc multe animale? Să merg la zoo, se iau de acolo? Nu. Dar de unde, dragă? De la minus 1. De la minus 1 sunt șobolani acolo sau ce? Nu, a, da? A, crezut moșul că e invadat acolo sub solul. Nu, nu, e bine, dragă moșul. Am să... Dar tu o poezie știi? Da. Da? Ia, hai să vedem. Spune că moșul e o poezie, să vedem. E tot în Tătărește și asta. Nu, e românește. Așa, ia și da. Și dacă ramul bate geam și cutremur lovit, e ca minte să te ardă, ce să te apropii. Și dacă stele bat în dar, adâncul e ca durerea mea să te bată și să și dacă norii de șepuri să iese miște, e ca minte să-mi aduc de tine întotdeauna. Lendi, bravo, draga moșule, bravo, în sfârșit cineva a știut o poezie de eminență, da. Bine, draga mea, o să treacă moșul și pe la tine, un cadou. Auzi, tu când te faci mare, ce vrei să te faci, draga moșule? Ce, mama? E bine că te-ai hotărât, îți plac moșului oamenii hotărâți, aia înseamnă că trebuie să înveți multă biologie, nu? Multă anatomie, multă zoologie, multă chimie. Te spune spiritușa mea, Denisa, care studiază medicina spiritușească, este în anul 4, așa, care știe exact concurență mare acolo, nu la medicină veterinară, concurență mare. Mult îți dorește succes, îți dorește Crăciun fericit și te așteaptă și la anul să vii. Oh, mulțumesc, se apropie de final acum ziua mea, haideți să facem.